scene incredibile într-o locuință din Brașov. O fetiță în vârstă de 2 luni și jumătate a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce iubitul mamei ei a agresat-o. În timp ce se afla în incinta imobilului situat în municipiul Brașov, unde locuiește împreună cu concubina lui, inculpatul, un bărbat în vârstă de 36 de ani, a agresat-o fizic pe minoră, prin aceea că a prins-o pe aceasta cu mâna de gât și a ridicat-o astfel în sus, minora aflându-se într-o poziție verticală față de sol și fără a avea un alt punct de sprijin, sub pretextul că minora plângea și că inculpatul nu se poate odihni. Fetița în vârstă de 2 luni și jumătate are nevoie de 6 zile de îngrijiri medicale. Principalul suspect a fost propus pentru arestare sub acuzația de violență în familie, iar un judecător de drepturi și libertăți al judecătoriei Brașov a decis să emită mandat pentru 30 de zile. Decizia nu este însă definitivă și poate fi contestată. Polițiștii din Codlea continuă ancheta începută ieri după ce în mediul online a apărut un filmuleț în care un copil din județul Brașov este umilit minute bune de către 2 foști colegi. Totul s-a întâmplat în clădirea unui fost restaurant din Codlea. Copilul a fost obligat să se dezbrace complet de către agresori care, așa cum reiese din filmare, chiar s-au distrat pe seama victimei. Mai mult, unul dintre autori l-a amenințat pe copil cu un băț în momentul în care a încercat să-și acopere zonele intime. Polițiștii au identificat pe cei 3 și au audiat. În cazul agresorilor de 14 și respectiv 17 ani, sunt vizate 3 infracțiuni. Lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare și violarea vieții private. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 2 riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între 1 an și jumătate și 5 ani. Un cititor brașovtv.com ne-a semnalat astăzi la redacție un incident de care a avut parte la supermarketul din cartierul Tractorul. Bărbatul susține că intenționa să cumpere un recipient cu soluție pentru degivrare, după ce a observat un anunț promoțional care era afișat la raionul specializat. Omul a pus produsul în coșul pentru cumpărături, s-a așezat la rând la una dintre casele rapide, iar în momentul în care casiera a scanat codul de bare de pe eticheta produsului, surpriză. Bărbatul susține că prețul de la casa de marcat era 13 lei și 90 de bani, nici de cum cel prevăzut la promoție, 10 lei. Bărbatul susține că le-a cerut explicații reprezentanților supermarketului, care, la finalul discuției, i-au cerut scuze. Încă un pas important s-a făcut astăzi pentru începerea construirii Spitalului Regional din Brașov. Reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, oficialei Brașovului, deputați, dar și directori de spitale au fost prezenți la evenimentul ce a avut loc pentru semnarea acordului de începere a construcției spitalului. Este un proiect extrem de important pentru sănătatea brașoveană, este un demers pe care l-am început încă de acum 2 ani de zile. Mă bucură foarte mult că din punct de vedere a reglementărilor juridice stăm foarte bine, din punct de vedere al traseului, utilităților și a accesibilității de asemenea stăm foarte bine. Avem consultanți pe măsură și cred în acest proiect că are toate șansele să se materializeze, ținând cont de faptul că brașovenii își doresc acest obiectiv. Sizing. Mărimea corectă a spitalului va fi făcută în funcție de serviciile necesare în zonă, iar decizia va fi luată în funcție de regiunea în care spitalul va funcționa și în raport cu tipurile de boli ce se întâlnesc în acea regiune. De asemenea, ne uităm și la câteva schimbări structurale în funcție de potențial și în sensul acordării asistenței medicale. Astăzi s-a semnat un acord privind finanțarea unui proiect de infrastructură ce oferă asistență tehnică orașului, județului și regiunii pentru a defini specificații privind construirea și dotarea unui spital. În cadrul conferinței a fost prezentată schița proiectului, iar spitalul urmează să fie construit pe 18 hectare de teren lângă centura ocolitoare. Acolo vor fi făcute și parcări, zone verzi și alte facilități de care are nevoie un spital regional. Aș dori ca și eu să pot avea grijă de ea, dar eu nu mă pot apăra de tată. Și nu avem unde să fugim. Trebuie să stăm aici. Tot mai multe femei sunt victime ale violenței din partea bărbaților. Statisticile arată că în România, 1 din 4 femei a fost agresată fizic de actualul sau de fostul partener. Violența împotriva femeilor continuă pentru că acestea nu iau imediat măsuri. Nici victimele, nici eventualii martori nu cer ajutor, spun specialiștii.
Dar trebuie să conștientizeze că sunt într-o relație abuzivă, da? Să înțeleagă că gesturile și acțiunile violente, repetitive, înseamnă, de fapt, o menținere a acestei stări de lucruri în relație. Teama femeii agresate este grea de învins, însă important este ca victimele să știe că pot fi ajutate. La sfârșitul anului trecut a fost adoptată o lege conform căreia polițistul, la solicitarea victimei, dacă se deplasează la domiciliul acesteia și constată că sunt probleme, împotriva agresorului se pot lua măsuri pe loc. Ați fost victima violenței? Nu. Nu aș accepta. Credeți că cele care tac se complac situației? Probabil. Nu știu, depinde de casă, financiar, nu știu. Sunt anumiți factori care determină femeile respective să rămână și să îndure în continuare chinul. Exact. Probabil și pentru copii. Dacă ați fi într-o astfel de situație, ce ați face? Am fost duc cu violență, am plecat, efectiv. Mă descurc. E o chestie psihologică, emoțională și frica de bărbat. Pentru că încă în România nu există legislația bine împământenită ca acel bărbat agresor să dispară din casă imediat, mai ales când sunt copii. Teama este unul dintre factorii care determină o femeie agresată să nu se desprinde de mediul în care este victima a violenței. Din totalul plângerilor prealabile pentru cazuri de violență în familie, depuse la poliție, aproximativ 50% au fost retrase. Un procent de doar 3% pe an se finalizează cu rechizitorii. Dacă viața ta sau a copiilor tăi este amenințată, sună de urgență la 112. PNL Brașovul susține pe Siegfried Mureșan la alegerile pentru europarlamentare. Președintele Consiliului Județean susține că Mureșan îndeplinește toate calitățile pentru a ne reprezenta țara și pentru a atrage cât mai multe fonduri europene, așa cum a făcut-o și până în acest moment. Cel mai cunoscut europarlamentar român este Siegfried, este persoana care pe parcursul acestui mandat a fost negociator șef pe bugetul Uniunii Europene, de asemenea este purtător de cuvânt al celei mai mari familii europene, este persoana care a fost cea mai receptivă ori de câte ori am avut probleme la Bruxelles, fie pe fonduri europene, fie în privința aeroportului și este unul dintre colegii noștri care este extrem de apreciat, de altfel întreaga organizație județeană s-a regăsit în candidatura lui Siegfried pentru Parlamentul European. Mi-am anunțat candidatura pentru încă un mandat de membru al Parlamentului European și în momentul de față mă deplasez în țară, peste tot unde mă întâlnesc cu aleși locali, cu primari, cu consilieri locali, consilieri județeni, cu cetățeni, cu membri ai Partidului Național Liberal pentru a vedea ce așteaptă aceștia de la Uniunea Europeană în următorii 5 ani. Din spusele europarlamentarului, România se află codașă în acest moment la atragerea de fonduri europene și asta din cauza guvernului României. Acesta își dorește ca țara să o ia pe o traiectorie mult mai bună și să se dezvolte din toate punctele de vedere, fără piedici interne. Lista candidaților pentru europarlamentare se va anunța până la sfârșitul lunii februarie.